Atenție! Foc! Omul poligon! Omul poligon! Opriți tragerea! Risc de explozie în poligonul din Galați. O grenadă de război a rămas neexplodată și este de negăsit. Ieri, în timpul procesului de instruire cu militarii cursanți, când a fost efectuată o ședință de aruncare a grenadelor de război, una din grenade nu a explodat în cadrul procesului de instruire cu militarii cursanți care avem în instituție, am executat ieri o ședință de aruncare a grenadelor de război, de fapt o activitate obișnuită pentru militari. La un moment dat, una dintre grenade nu a explodat, am trecut la executarea procedurilor specifice pentru căutarea și distruge, găsirea și distrugerea grenadei, din păcate însă n-am reușit să o găsim deocamdată. Ca atare am trecut la marcarea locului și ă, imediat ce condițiile meteo vor permite vom continua căutarea și găsirea și distrugerea. Respective. Așadar, perimetrul unde ar putea fi grenada a fost închis și marcat corespunzător, iar o echipă de militari de la Predeal, specializați în astfel de operațiuni, a început căutările. Este interzisă intrarea în poligon. Noi am dispus toate măsurile necesare ca să evităm pătruderea neautorizată a populației în, în zonă. Grenada poate fi periculoasă. Grenada este construită în așa fel încât să producă efect omorător. Bineînțeles, noi. Ne luăm toate măsurile de precauție posibile ca să evităm uh, ca această grenadă să fie găsită accidental de persoanele, uh, populația locală. Totodată, uh, căutarea acestei grenade se execută numai cu echipe specializate din cadrul Ministerului Apărării, care sunt special pregătiți și instruiți pentru astfel de situații. Pentru a nu-și pune viața în pericol, făgășenii trebuie să stea departe de zonele marcate cu afișe inscripționate muniție neexplodată. Zona de acțiune letală a exploziei grenade este de 200 de metri. Este pentru prima oară în cei peste 50 de ani de când funcționează poligonul, când o grenade nu a fost găsită.